Cum se explică faptul că Old Kim e în insolvență după ce ați promis luni de zile că veți evita insolvența? Aici, jurnalist cu experiență, cum sunteți, ar trebui să vă uitați în spate că n-am spus niciodată că nu intră în insolvență. Ceea ce am spus, am spus și cred și acum. Am evitat termenul, dar am spus atunci și spun și acum că Old Kim-ul poate fi salvat, poate fi viabilizat. Tot aia e. Ne putem lega de termen, dar nu tot aia. E foarte important. Și în continuare cred că va fi salvat. Păi e în insolvență. Asta înseamnă insolvență. La un pas de faliment. Nu, n-am zis faliment. N-am zis faliment. Atenție. Haideți că să explicăm oamenilor. Nu joc cu termenii, cum vă jucați dumneavoastră, în opoziție când sunteți. Da, suntem la putere, acum chiar vorbim foarte serios. Și anume, insolvența nu este faliment. Insolvența la hidroelectrică a salvat hidroelectrica de faliment. Și anul acesta este pe profit. De fapt, ultimele două luni deja a fost din nou pe profit, după ce era pe pierdere, se ducea în faliment. Și din 5.500 de oameni de la hidroelectrica, îmi pare groaznic de rău și știu că e o supărare, dar o să plece cam 150 sau 200. Ceilalți 5.000 își păstrează locurile de muncă. La fel la Old Kim, doar că la, spre deosebire de hidroelectrica, la Old Kim e nevoie și de un investitor strategic care să vină. Prin insolvență, în primul rând, i-am apărat să nu mai fie, știți că la un moment dat duceam banii de salarii și imediat îi luau un creditor din bancă. Să putem să plătim banii de salarii, să putem să tăiem o parte importantă din datoriile istorice. Sunt sute de milioane care pot fi în insolvență. Să putem să facem majorarea de capital pe care n-am putut să o facem în vară pentru că acționarul minoritar s-a opus și să putem să restructurăm cu adevărat, s-au tăiat o parte, dar mai sunt multe de tăiat, contractele căpușă. Asta se poate face în insolvență, cum s-a făcut la hidroelectrica cu contractele cu băieții deștepți. Aveți vreun investitor? Da. Cine? Nu mai vorbesc la Old Kim de investitori până nu vin. Cu cine discutați măcar? Unu, doi din discutăm și Asia, numai. Din America. Nu, și din România și din Europa. Dar discutăm. Din România, mulțumesc frumos, dar ultima dată a ieșit prost. Lăsați-mă să continui. Și din România, dacă este cineva care are, în primul rând, care are o afacere de succes în domeniu și care are dovada clară înainte de a veni la licitație, nu după, că dispune de câteva sute de milioane de euro care trebuie investite în Old Kim. Așa încât nu va mai veni oricine, nici la Old Kim, nici la CFR Marfă. Deci înțeleg că sunt mai mulți investitori potențial cu care discutați? Sunt vreo trei cu totul. Aia foarte mulți sunt vreo trei care pot intra. Rușii. Care pot intra, unii dintre ei sunt cei din Rusia, care pot intra în această categorie a marilor. Și-au manifestat din nou interesul cei din Rusia pentru Old Kim? Probabil că toată lumea așteaptă să vadă și se aștepta această procedură de insolvență, pentru că asta presupune deja curățirea locului. Normal. Curățirea locului de datorii istorice. Bun. Ce investitor privat vine să ia și datoriile istorice? O să vedeți și la CFR Marfă, va fi la fel. La CFR Marfă putem să-l vindem la un investitor serios, care să investească în CFR Marfă, în momentul în care avem, sigur, și acordul Comisiei Europene, să ștergem din datoriile istorice. Numai acolo, dacă mi-amintesc bine, și sper să nu greșesc, președintele atrăgea atenția să nu faceți tot cu strigare ca la Old Kim în prima fază. Și avea dreptate. Da, nu mai facem cu strigare, facem cu... Da, bun, și aia cu strigare, nu mai redeschidem. Aia a fost propusă de consultant în 2011, nu mai luăm de la capăt. Important este că după experiența grotească cu DD și cu Old Kim, da, o să punem condiții și la Old Kim și la CFR Marfă, extrem de restrictive. Că tot ați vorbit despre hidroelectrica, acolo o singură întrebare aș avea, dacă dumneavoastră... Cu domnul Borza. Da, cu domnul Borza. Da. Sunteți de acord cu ceea ce a făcut administratorul nu sunt de acord. Și a dat propriei case de avocatură un contract. Nu sunt de acord, dar pot să fiu în dezacord doar moral, pentru că în acest moment legea îi permite și atunci proiectul pe care l-am și anunțat de schimbare a legii insolvenței. Bineînțeles că nici cu domnul Borza nu se poate face nimic. Nu? În ce sens? Ai o sancțiune, adică sunteți în dezacord moral, dar bun. Și nu, dar omul știți, își dă mai departe contractul. Nu, dar știți foarte bine, Comitetul Creditorilor este cel care practic îl conduce. Da. Bun, dar 80 ceva la sută sunt bănci acolo. Da. Statul este cu o parte foarte mică. Însă dacă pe baza și aceste experiențe, dar și altor experiențe,
cu firme faimoase care intră în insolvență și între timp o duc foarte bine, de fapt ne mai plătim nimic la stat, vreau să schimbăm legea insolvenței, da. În ce sens să introduceți în mod clar incompatibilitatea? Poți să introduci, e un conflict de interese. Nu sau e un conflict de interese. E un conflict de interese, sigur. Dar nu doar la aceste cazuri între administratorul judiciar și societate. Sunt și alte conflicte clare și de fapt sunt scheme de fraudare a statului. Au, păi prin faptul... l-ați acuzat pe domnul Borza de fraudare. Nu, îl acuzam pe un alt domn de fraudare. Unul care, știți, care se plimba cu Rolls-urile și nu plătea amenzi și impozite. Și-s mulți de genul cine ăsta. Cine e ăsta? Nu e unul, nu mai știu, îl vedeți pe la RTV tot timpul, că nu mai are în altă parte unde să apară. A, i s-a închis televiziunea. Eu cred că CNA-ul foarte bine să aplice legea pentru toată lumea. Și nu-l plâng pe domnul Dede, că v-am zis, se duce dincolo. Are Victor el. Ponta m-a închis, așa era pe ecran. Dom'le, nu l-am închis eu. Dar l-ați fi închis. Dar cred că e foarte bine să aplici legea și să nu mai arăți că există un loc în care poți face chiar absolut orice și nimeni nu plătește. Păi după criteriul ăsta, încă vreo două televiziuni ar trebui închise. Dați-i drumul. Păi nu. Pe baza legii. Păi nu eu. Cum? Oamenii dumneavoastră, din CNA. Nu știu dacă oamenii știți, dar la OTV a fost unanimitate la vot, nu? Toți sunt oamenii PSD-ului? Și doamna Narcisa Iorga e omul PSD-ului? Să nu exagerăm. Continuăm. Roșia Montană, cu întrebări foarte scurte. Sunteți pentru sau împotriva începerii exploatării? Roșia Montană. Nu mi-am modificat poziția publică și nici personală niciun fel. Sunt trei condiții, și anume standardele de mediu, redevențele și participarea statului român. Când aceste trei se îndeplinesc, poate să înceapă. Dar deocamdată nu sunt. Și aveți în plan să o negociere? Lămuriți? Da, sigur că trebuie făcută o negociere, pentru că altfel o să avem un proces. Ați început această negociere? Cred că va trece la un portofoliu domnului Șova, la mari proiecte, pentru că e un mare proiect. Când va trece? Imediat. Imediat însemnând? Pe măsură ce portofoliul... Rezolvă domnul Șova cu poleiul și... Nu, tocmai pe măsură ce nu se mai ocupă de polei și de alea, că nu sunt alea treaba lui și nu de-aia l-am pus în guvern ca să se ocupe de polei. L-am văzut săracul într-o zi, număra tractorașele, sarea, nisipul. Da, bun, am mai avut o discuție și într-o perioadă de timp foarte scurtă va prezenta dosarele, pentru că să le face niște dosare ale celor 10-15 mari proiecte pe care le are în portofoliu, și anume două autostrăzi, Comarnic-Brașov și Pitești-Craiova, grupurile 3 și 4 de la Cernavodă, canalul Siret-Bărăgan, deci și acesta trebuie să treacă tot acolo. Roșia Montană. Vorbeați de o renegociere, participarea statului, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să rămână cum e acum sau... Nu, ar trebui mărită. La cât? Nu știu, nu pot să negociez la... Și oricum nu negociez eu așa ceva, dar prima condiție ca să trecem la a doua, bun, după aceea cu redevențele se schimbă pentru toată lumea redevențele în 2014, nu doar pentru aur. Se schimbă și pentru petrol, și pentru gaze, și pentru celelalte. Deci prima condiție care trebuie îndeplinită e cea de mediu. Și după aceea negociază după restul, aceea, inclusiv creșterea participării. Inclusiv creșterea participării. Va mai acorda România, pe lângă licențele existente la Chevron și alte permise de explorare pentru explorare. Gaze? Da, haideți să vă spun cum văd că aici, odată m-ați criticat că sunt contra, după aia m-ați criticat că sunt pentru. Păi asta trebuie să vă hotărâți dacă sunteți pentru sau contra. M-am hotărât. Ideea unor surse alternative de gaz este o idee strategică pentru viitorul României. Să nu mai depindem de gazul importat din Rusia. Gazele de șist, alături de gazele din offshore, se din Marea Neagră. Că spuneți asta. De ce se enerveze? Că ei nu vor să pierdem această dependență de ruși. Dar eu n-am nimic. Eu nu sunt în război cu rușii, cu Rusia, dar vreau ca țara mea să nu mai depindă sau să depindă cât mai puțin de importuri de gaze. De exemplu, Statele Unite ale Americii în acest moment, exploatând gaze de șist, nu mai importă, ci au început să exporte gaze. Bun. Deci, și așa se relansează economia americană. Din acest punct de vedere strategic, și anume acela că vreau ca România într-un termen de, că știți foarte bine, explorările nu se termină mai repede de 4-5 ani. După aia, dacă s-o găsi ceva, putem vorbi de exploatare. Deci din acest punct... Ați primit cereri pentru alte permise de explorare decât cele acordate deja?
v-o să mă interesez la ANRM și vă răspund de ANRM-ul. Nu știu, sincer, în acest moment. Dar ca să închei poziția mea, dacă putem avea surse alternative de gaz, în afară de cele tradiționale, și anume offshore, gaze de șist, în condiții, sigur, de standarde europene de protecție a mediului, eu sunt pentru. Cum comentați declarația ministrului Vosganian? Exploatarea gazelor de șist acum ar compromite imaginea litoralului. Ar compromite oricând, acum, mâine, peste un an, 5, 10, 20. Sincer, nu știu la ce se referea. Eu știu că principalele licențe de explorare sunt în Vrancea și mi se pare în Vaslui și mi se pare că nu e niciun litoral în Vaslui. Nu e. Sau poate fi. Dar în Marea Neagră n-aveți acordate licențe pentru... Ba cum să nu? Cea mai mare, nu pentru gaze de șist, dar cea mai mare investiție de anul ăsta în România o fac ExxonMobil și cu OMV în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Îmi spun colegii că sunt trei pentru gaze de șist în Dobrogea. Da, da, chiar sunt pe litoral, chiar așa pe plajă, lângă hoteluri, mă îndoiesc. Ce-o fi domnul Vosganian? Poate spuneți nu știu, dar treaba... Că nu e litoral. Nu, ideea e următoarea. Licențele de explorare se acordă de către ANRM, nu au legătură cu ministerele. Taxe noi, luați în calcul instalarea taxei de proprietate în funcție de suprafața proprietății? Ce fel? Iertați-mă că nu vreau să dau un răspuns greșit deci și am auzit trebuie să înțeleg că exact. Una din variantele prin care guvernul încearcă să facă rost de bani, pentru că aveți au fost publicate problemă, toate... Pachetul fiscal a fost publicat. Da. Asta e ceva că... ce nu e în pachetul fiscal. Nu, altceva decât ce e în pachetul fiscal pe termen mediu și lung, nu am în vedere decât o soluție referitoare la veniturile din salarii și pensii mari. Mai exact? Mai exact. Eu în continuare cred și susțin că cei care lucrează în instituții publice, în companii ale statului, pot să câștige mai puțin. Mai puțin decât au acum, de sute de milioane și... Dar încă caut și soluția mai precis juridică. Dacă ați putea fi la dar ce vă referiți. Când o să am soluția juridică, o să fiu foarte precis. Vă referiți la tăieri de salarii în sectorul bugetar? Nu am voie. Asta, n-am voie, știți înțeles? Foarte bine. Nu am voie că pierd procesele. Dar puteți impozita. De la văzut în sus. Ați văzut că așa mă gândesc și eu. Ne consultăm și găsim de soluția. De la cât? Lăsați-mă să ghicesc. 45 de milioane în sus? 1000 de euro cred că este un venit în sectorul public care ți asigură un trai decent. Bun. În sectorul public. Deci, să nu rămână în ceață. Vă gândiți ca posibilă măsură să aplicați supraimpozitarea veniturilor în sectorul bugetar care depășește, să zicem, 45 de milioane. Da. E mă corect. Gândesc, dar mă gândesc de mult la asta, nu e niciun secret. Și cam când ați dori să o aplicați? Când am soluția asta juridică și constituțională care să nu mă facă, nu pe mine, ci pe cel care va veni după mine să pierdă toate procesele, cum le pierd eu acum toate procesele deschise pe vremea domnului Boc. În ce orizont de timp v-ați propus să o lămuriți? Cât de repede am soluția juridică și constituțională corectă.